Lumea multă atât în Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel, cât și în curtea lăcașului de rugăciune. Și asta cu ocazia sărbătoririi celor doi sfinți care au intrat în conștiința creștinătății pentru sârguința cu care au propovăduit Evanghelia. Oamenii au venit în număr mare pentru a lua parte la sfânta slujbă. În împărăția sa, i-adormiți într-o fericire patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron Nicodim, Justinian Justin și Teoptist, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Este o zi importantă, sunt doi sfinți, pentru iertare de păcate, pentru sănătate în primul rând. Pentru sănătate, înțelegere bună între oameni. Cred că asta ne trebuie cel mai mult. Pentru familie, pentru toată lumea. Da, e foarte important pentru toată lumea sănătatea a noastră, a copiilor, a tuturor oamenilor. Pentru viitor, pentru toată. De ce este importantă această sărbătoare? Pentru că așa trebuie. Sfinții Apostoli Petru și Pavel s-au bucurat de o cinstire deosebită datorită fidelității pe care au manifestat-o față de Isus și de învățătura sa, astfel că sărbătoarea are o importanță deosebită pentru creștini. Pentru noi această sărbătoare este una deosebită pentru că Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt ocrotitorii parohiei noastre, ocrotitorii orașului nostru, sunt primii sfinți chemați în rugăciunile pe care le facem în fiecare zi, pentru că sunt cei care ne ocrotesc orașul și ne ocrotesc și pe noi, pe fiecare dintre noi, indiferent de numele pe care îl purtăm. Bineînțeles că de-a lungul anilor, apărătorilor și ocrotitorilor noștri s-au adăugat și alți sfinți prin construirea de alte biserici, Sfântul Dumitru, Cuvioasa Parascheva, Maica Domnului, Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, împărații Constantin și Elena, și putem spune că și acesta este un motiv în plus de bucurie, pentru că iată ce pleiadă de sfinți minunați ne ocrotesc orașul și cât de binecuvântați ar trebui să ne simțim. Iar această binecuvântare a lui Dumnezeu peste noi nu este decât un motiv de bucurie, de sărbătoare și pe care trebuie să-l cinstim și să-l prețuim așa cum se cuvine. Sărbătoarea apostolilor Petru și Pavel se bucură de o prețuire sporită în rândurile credincioșilor și în tradiția populară. Așa se face că în această zi au fost înălțate la cer rugăciunile a mii de oameni. Thank you.